Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la ultimul grupaj informativ din această săptămână. Peste 800 de vrâncen și-au schimbat cărțile de identitate în weekendul în care s-a desfășurat primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Și în acest sfârșit de săptămână, programul va fi unul prelungit, astfel încât toate persoanele care au probleme cu actele de identitate să le poată rezolva. Programul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor va fi prelungit la sfârșitul acestei săptămâni cu ocazia celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, pentru ca toți cetățenii care au documente de identitate expirate și vor să-și exercite votul să o poată face. Programul este similar cu cel de data trecută, 8-16 sâmbătă și 8-21-16. Și de asemenea vom fi la dispoziția cetățenilor pentru a-i pune în legalitate cu acte de identitate pentru cei care ulterior au mai pierdut, l-au expirat. În weekendul în care s-a desfășurat primul tur de scrutin, peste 800 de persoane și-au reînnoit cărțile de identitate. Au fost 891 de acte de identitate eliberate. Am avut 853 de cărți de identitate și 38 de cărți de identitate provizorii. N-au avut toate documentele la dânsi și în acest caz le-am făcut cărți de identitate provizorii. Din statistica pe care o aveți, cam câți vrânceni au expirat cărțile de identitate? În jur de 15.000 de persoane sunt cu documente de identitate expirate. Cartea de identitate se întocmește și se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei și a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, stării civile, cetățeniei române și a domiciliului. În luna octombrie 2014, structura de inspecție fiscală a Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea a efectuat 103 inspecții. Controalele au vizat verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabil, respectarea prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată și accesoriilor aferente acestora. În urma inspecțiilor fiscale desfășurate, au fost atrase suplimentar venituri în valoare de 11 milioane de lei, din care 10 milioane diferențe de impozite, taxe și contribuții, 850.000 de lei, accesorii și 9.000 de lei amenzi contravenționale. Diferențele la taxa pe valoare adăugată sunt de 8,41 milioane de lei, ceea ce reprezintă peste 76% din total. Sumele încasate în timpul inspecțiilor fiscale au fost de 8,44 milioane de lei, reprezentând 76,66% din totalul obligațiilor stabilite suplimentar. Comparând sumele atrase suplimentar de organele de inspecție fiscală, urmare inspecțiilor desfășurate în luna octombrie 2014, se constată o creștere a acestora față de perioada similară a anului precedent, cu 5,83 milioane lei, respectiv cu 112,5%. În luna octombrie 2014 au fost înaintate 4 sesizări penale către organele abilitate pentru continuarea cercetărilor în vederea stabilirii îndeplinirii condițiilor privind săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de legea numărul 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. De la începutul anului 2014, valoarea sumelor stabilite suplimentar de organele de inspecție fiscală este de 94,95 milioane de lei, mai mult cu 35 de milioane de lei față de perioada anului precedent. În cazul sumelor atrase suplimentar, diferențele de impozite și taxe reprezintă 83,74% din total. Vrâncenii care doresc să lucreze în Danemarca au la dispoziție 100 de posturi vacante. Cei interesați trebuie să se grăbească, oferta fiind valabilă până la data de 1 decembrie. Oferta este valabilă în Danemarca la Culezul Mazării în perioada 20 mai-10 septembrie 2015. Se va munci într-o comunitate internațională cu oportunități de dezvoltare a abilităților de muncă și socializare. Lucrătorii au ocazia de a-și dezvolta alte abilități pe lângă Culezul Mazării. Unii lucrători pot fi șoferi de autobuz sau tractor, tâmplari, zidari sau supervizori. Compania promovează respectul reciproc, responsabilitatea și încrederea reciprocă între lucrători. Alte condiții. Vârsta minimă 18 ani, este vorba de muncă fizică grea, indiferent de climă, iar experiența în muncă agricolă constituie avantaj. Salariul este în jur de 0,6 euro pe kilogram, plus 12,5% bani de concediu, iar impozitul și contribuțiile sociale se vor deduce din salariu conform legislației daneze. Cazarea se face în rulote cu dormitoare în corturi aduse de lucrători, bucătărie, toalete, dușuri, televizor, mașină de spălat și internet sunt disponibile, iar taxa de cazare pe lucrător pe zi este între 5 și 8 euro în funcție de tipul cazării ales de lucrător.
De menționat, foarte important, transportul dus întors România-Danemarca este responsabilitatea lucrătorului. Candidații trebuie să trimită un CV model Europass în limba engleză cu poza inclusă pe adresa de e-mail work@greenpeace.dk. Termenul limită pentru trimiterea aplicațiilor este 1 decembrie 2014. Instrucțiunile de aplicare se găsesc pe website-ul www.greenpeace.dk, iar preselecția persoanelor care au aplicat se face telefonic sau prin e-mail de la angajator. Invitarea la selecția persoanelor preselectate se va face în timp util de consilierul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița. Selecția va avea loc în a doua decadă a lunii decembrie la Slobozia. Detaliile referitoare la data, locația și programul selecției vor fi trimise numai persoanelor invitate. Alte persoane nu sunt admise la interviu. Persoanele care nu lucrează în baza unui contract de muncă, dar vor să-și întregească vechimea, pentru că atunci când vor împlini vârsta de pensionare se poată beneficia de acest drept, pot încheia contracte de asigurare. Persoanele care doresc să-și completeze vechimea în muncă sau pur și simplu să aibă la bătrânețe o pensie se pot asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare încheiat cu Casa Județeană de Pensii. Acest sistem oferă posibilitatea celor care nu lucrează în baza unui contract de muncă și care obțin venituri din activități la negru în țară sau în străinătate să plătească cotizația de asigurare pentru că atunci când vor împlini vârsta legală de pensionare să poată beneficia de acest drept. Peste 1000 de vrânceni au încheiat în acest sens contracte de asigurare cu Casa Județeană de Pensii. La această dată există în evidențele Casei Județene de Pensii Vrancea un număr de 1340 de contracte de asigurare încheiate. Pentru anul 2014 venitul minim asigurat este de 804 lei, iar contribuția care trebuie plătită aferentă acestui venit este de 252 de lei. Se pot asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, avocații, personalul clerical, precum și orice persoană care dorește să-și completeze stagiul de cotizare. Contractul se încheie între persoana interesată și Casa Județeană de Pensii în formă scrisă și produce efecte de la data înregistrării acestuia. Venitul minim asigurat nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și mai mare decât valoarea corespunzătoare de 5 ori a câștigului salarial mediu brut, respectiv 11.490 de lei. Câștigul salarial mediu brut pentru anul 2014 este de 2.298 de lei. Au mai rămas doar câteva zile în care cetățenii pot solicita primăriilor din județ ajutoarele pentru încălzirea locuinței. Pot beneficia de acest ajutor cei care își încălzesc locuințele cu gaze, curent electric, combustibil solid sau sunt acordați la sistemul centralizat și au venituri mici. Până pe 20 noiembrie se pot depune cereri pentru obținerea ajutorului de încălzire a locuințelor pentru sezonul rece. Cererile depuse ulterior acestei date nu vor fi incluse la plată pentru luna noiembrie. Aceste ajutoare pentru încălzirea locuinței se acordă în funcție de venitul mediu net pe membru de familie. Dacă ar fi să vă precizez câteva lucruri, să zicem pentru ajutorul pentru încălzirea cu gaze naturale. Se acordă familiilor sau persoanelor singure al căror venit mediu net este până la 615 lei, da? În mai multe tranșe. Spre exemplu, dacă familia realizează un venit de până la 155 de lei, cuantumul ajutorului pentru încălzire este 262 de lei, iar cel mai mic ajutor pentru încălzirea cu gaze naturale este pentru familiile care realizează venituri între 540 de lei și 615 lei. În cazul acesta, ajutorul este de 19 lei. Pentru cei care utilizează energie termică în sistem centralizat, s-a procedat la compensarea procentuală a valorii facturii energie. Astfel, pentru familiile care au venituri până la 155 de lei, compensarea procentuală este de 90% din valoarea facturii, iar pentru familiile care se încadrează între 615 și 786, familii, da, compensarea procentuală este de 5%. Observăm în acest caz că limita de venituri este majorată de la 615 la 786 de lei. Persoanele singure beneficiază de o protecție mai bună, în sensul că se acceptă ca venituri o sumă de 1082 de lei, adică 2,164 din indicatorul social de referință. În cazul acesta, compensarea procentuală este majorată cu 10% față de cea care s-ar fi cuvenit.
Începând cu anul 2013, ajutorul de încălzire se acordă și pentru cei care utilizează curentul electric drept sursă de încălzire a locuinței. Pentru cei care utilizează energie electrică, se acordă ajutoare pentru încălzirea locuinței, așa cum vă spuneam, din luna iulie 2013. Limitele de venituri sunt aceleași, și anume, până la 155 de lei, 240 de lei este cuantumul ajutorului, iar ajutorul minim este pentru familiile care realizează venituri între 540,1 și 615 lei. În cazul acestora, ajutorul pentru încălzirea locuinței este de 48 de lei. Cele mai multe ajutoare de încălzire au fost acordate sezonul trecut pentru cei care folosesc lemnul. În afara ajutoarelor pentru utilizarea lemnelor, cărbunelor și combustibililor petrolieri care se plătesc din bugetul de stat, mai plătește, poate plăti și primăria la beneficiarii de ajutor social, ajutorul de încălzire cu lemne. În cazul acestora este 58 de lei pe lună, mulțit cu 5 luni, perioada sezonului rece. La nivelul județului Vrancea, pentru sezonul despre care am vorbit, au fost 18.050 de beneficiari de ajutoare cu încălzire cu lemne și s-au plătit din bugetul de stat sume, după cum urmează, 6.160.000 de lei pentru bugetul de stat și 261 de lei 547 din bugetul local. Pentru a beneficia de acest ajutor sunt necesare mai multe documente, printre care copii de pe actele de identitate, de proprietate și de venit. Mâine seară, începând cu ora 18, veți putea urmări în reluare, în cadrul emisiunii Maestri, un interviu realizat cu actorul Florin Zanfirescu. Știți că public mai există, public receptiv și doritor de artă, de adevăratele. Din păcate nu vedeți ce se întâmplă cu arta? Ce părere aveți? Păi... se întâmplă și rău și bine. Sunt părți foarte bune ca mărirea numărului de absolvenți, care a depășit puțin limita prin faptul că sunt 10 școli de teatru în țară, de stat, 10 școli subvenționate, și de unde erau doar două, București și Târgu Mureș. Absolvenții au crescut... mari? Nu, dar ca număr, e foarte mare numărul de absolvenți. Nu cred că România poate să înghită. Și dacă ar putea, ar trebui, odată cu inițiativa de a crește numărul de școli, să crească și numărul de teatre. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect. Cerul va fi parțial acoperit. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 1 și 3 grade Celsius, iar cele maxime între 8 și 10 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai frumos. La revedere! Persoană foarte amabilă, care vrea să ne dea o mulțime de sfaturi nouă, iubitorilor de animale. Bună seara, domnule. Bună seara. Doctor, la ce subiect v-ați gândit în această seară? În această seară aș vrea să discutăm despre igiena orală la animalele de companie, care ne influențează într-o măsură foarte mare. Pe noi ne influențează? Pe noi, inclusiv pe noi, cât și pe ei. Ca și în cazul oamenilor, igiena orală are o importanță vitală în viața animalelor de companie, cât și în statutul lor de animal de companie, pentru că în momentul în care există o afecțiune dentară, se simte, miroase, deranjează atât persoanele din jur, cât și cel care suferă de această afecțiune,
pentru că în gură se dezvoltă diverse bacterii care afectează atât cordul, articulațiile, sistemul digestiv, ca și la oameni. Lucrurile nu diferă mai deloc între oameni și animal. Care sunt primele semne ale unei afecțiuni dentare? În primul rând, un miros respingător, alenă, refuzul hranei, stare de apatie, sensibilitate. Practic, de tratat, ca în orice afecțiune, este mai dificil decât a preveni. Pentru prevenție sunt diverse soluții. Cea mai la îndemână, să spun așa, este periajul. Dar, periajul dentar la animale? Periajul dentar la animale. Sunt proprietari care fac acest lucru. În schimb, necesită timp și foarte multă răbdare. Și în același timp, imediat câinele dacă îi bagi periajul în gură. La un cățel de companie, să spunem, mușcatul nu prea se ia în calcul pentru că are alt comportament. Nu e un cățel oarecare și ne apucăm de periat. În schimb, sunt soluții mai la îndemână, ca apa de gură, care se adaugă, de exemplu, în apa de băut. Și aia se înghite? Se înghite. Adică animalul poate și el să înghite? Exact, da. poate să o înghită. În special sunt pe bază de clorhexidină, e un antibiotic care acționează local și, practic, distruge bacteriile care se dezvoltă în cavitatea bucală. Mai sunt diverse batoane de ros, care, pe lângă acțiunea mecanică, desfășoară și o acțiune bacteriostatică prin, la fel, clorhexidina fiind folosită. În cazuri deosebite, se ajunge la detartraj. Practic, ce se întâmplă? Se depune tartru pe dinți, acesta avansează între dinte și alveolă, lărgind ligamentele alveolare. În timp, apare poate să cadă dinții, poate să apară diverse infecții la nivelul alveolei și se face un detartraj. Detartrajul, ca și la oameni, se face cu ultrasunete. Dar cine poate să facă lucrul ăsta? Nu să faceți, de exemplu, așa ceva? Bineînțeles, și destul de des. Da, deja oamenii sunt obișnuiți să vină cu animalele pentru controlul gurii, pentru controlul oral? Exact. Practic, noi recomandăm un control general la 6 luni, 12 luni. În momentul în care facem un control, practic observăm toate problemele care sunt, inclusiv cele dentare. Și în funcție de situație se stabilim cu proprietarul dacă este cazul sau nu a unui detartraj. Diferit față de oameni, detartrajul cu ultrasunete se face cu anestezie în cazul animalelor. E adevărat, o anestezie ușoară, cu antidot, practic se face anestezia, se curăță dinții, apoi se face o injecție care cățelul pisoiu se trezește și pleacă acasă exact cum a venit, doar că cu dinți strălucitori. Domnul doctor, dar în cazul în care, eu știu, are o măsea, un dinte foarte stricat, se poate merge până la extracție? Adică ați făcut și extracții? Inclusiv extracții, da, pentru că se poate întâmpla în timp acel un dinte, o măsea să se rupă, să rămână anumite cioturi în alveolă. Sau se poate întâmpla la un detartraj, dintele să cadă de la sine. Practic, din ce motiv? Tartul a avansat foarte mult, s-a rupt aceste ligamente alveolare și practic dintele se ține doar în tartru. În momentul în care ai venit și l-ai curățat, dintele pică de la sine. Acestea sunt cazuri extreme și de preferat să nu se ajungă la așa ceva. Deci, dacă simțim că, eu știu, că un dinte sau că îl doare măseaua, dintele, că este stricat, putem veni la un medic veterinar, la dumneavoastră, de exemplu, ca să faceți o extracție și extracția se face tot pe bază de anestezie la dormit, pe câine, pe pisică? Bineînțeles, sau... Și la pisici e treaba asta, și nu? Și la pisici, inclusiv la pisici. Numai cu anestezie se face. Sigur. Pentru că... Doare, normal. Că doare, una la mână și a doua, niciodată un cățel sau o pisică nu va suporta... O durere... Nu neapărat o durere, dar și aparatul de ultrasunete care vibrează, practic, el nu provoacă o durere atroce încât să fie nevoie de anestezie, dar
automat se sperie, nu poate să stea liniștit să îi fie curățată dantura. Și atunci, singura soluție realistă este doar efectuarea cu anestezie. Să înțeleg că deja lumea a început să știe despre aceste lucruri și se prezintă la cabinetele veterinare pentru așa ceva, da? Ceea ce e un lucru foarte bun. Important e omul să știe. Am întâlnit și cazuri când au rămas uimiți că se pot detatra dinții la un cățel. Oamenii practic se lovesc de diverse probleme și nu neapărat știu cum să le rezolve. Din păcate se cam iau durere pe bârfa din fața porții. Adică întreabă pe vecinul, vecina, ei, lasă, dragă, că trece, sau alte probleme de genul acesta. În realitate, o problemă nu trece niciodată de la sine. Nu ne putem așeza într-un colț și să așteptăm să treacă, că nu o să treacă, trebuie rezolvat. Și mai e și indiferența asta față, zici, hai mă, lasă-mă că te duci la stomatolog cu cățelul, ce-ai nebunii, lasă-l în pace. Că, nu e așa, dacă ne-am luat obligația să îngrijim un cățel acasă la noi, trebuie să ne purtăm omenește cu el, nu? Da, un proprietar responsabil nu o să aibă niciodată această atitudine, ci eventual cineva care nu are și nu știe ce înseamnă să ai grijă de un animăluț. Mi s-a întâmplat și mie, luam cățelușul sau pisicile în mașină să le aduc la doctor, să mă întrebe vecinii, dar unde plecați? Să mă duc la doctor. La doctor cu animalele, da, la doctor cu animalele care sunt pe care ne-a lăsat Dumnezeu în grija noastră. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem săptămâna viitoare. O seară bună, la revedere. La revedere, stimați.